Această conversație are loc între doi tineri care nu au mai mult de 13 ani. Și nu se poartă la colțul străzii, ci în sala de clasă, mai exact la Mizil, la gimnaziul Sfânta Maria. Pe imagini se distinge clar cum un elev de clasa a 7-a este luat la palme și înjurat de un coleg. Pentru că nu este obedient, victima primește și picioare în cap. Motivul? Cel agresat nu voia să fredoneze o melodie la plăcere. Mai grav este că scena nu se întâmplă în recreație, ci la ora de chimie. Profesoara se află la mai puțin de 2 metri la catedră, însă asistă impasibilă la întreaga scenă. În loc să intervină, nici colegii nu-i sar în ajutor bietului copil. Ba chiar filmează momentul și îl postează în mediul online. De acolo l-au vizionat și superiorii dascălului. Hai, greu! Haide, mă, dă-i bătaie! Am văzut filmulețul, într-adevăr cadrul didactic, deși a fost în clasă, trebuia să ia măsuri. În fața șefilor, profesoara pledează ca fiind nevinovată. Susține că nu a surprins incidentul, deși imaginile o contrazic. Acum în școală se face anchetă. Comisia de disciplină din școală s-a sesizat, am trimis un raport, l-a înaintat Consiliul de Administrație și Consiliul de Administrație va lua hotărârea. Am propus diminuarea salariului 10% pe 3 luni. Incidentul a ajuns și la urechile reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Prahova, iar din spusele lor, profesoara neatentă nu ar fi la prima abatere. Un lucru care nu trebuia să se întâmple într-o școală firească și normală. Mai cu seamă că este o unitate de învățământ în care condițiile de învățământ și de studiu sunt dintre cele mai bune. Menționăm faptul că nu este la prima abatere când astăzi profesoara de chimie în cauză a mai avut un alt incident, dar nu de această natură, în sensul că stăpânea mai greu colectivul de elevi din clasă. Poliția a deschis și ea o anchetă după ce părinții victimei au depus plângere. Elevul agresor are acum nota 6 la purtare. Unitatea de învățământ pare să fie urmărită de ghinion. La doar o zi după acest incident, un alt elev cu tulburări de comportament a sărit de la etajul 1 al clădirii. Din fericire, s-a ales doar cu câteva zgârieturi.